Bună seara, stimați telespectatorii televiziunii române. E prânzul duminicii atunci când filmăm și se aud clopotele acestea ale Sibiului, care mărturisesc în continuare nu doar biruința din câmpia Mierlei, ci și faptul că aparținem unui Dumnezeu care din când în când este vestit și în sunet de clopot. Astăzi am prăznuit împreună pe Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. Și nu cred că se potriva pildă mai frumoasă în ziua acestui patriarh milostiv decât aceea samarineanului milostiv, care e cuprinsă în Evanghelia de la Luca, capitolul 10, 25-37, amintindu-ne de duminica trecută, când am prăznuit împreună pe bogatul nemilostiv și săracul Lazar. E în perioada aceasta care ne apropie de postire, pentru că nu mai e mult și începem postul Crăciunului, această chemare interioară a omului de a se împlini în milostivire, în capacitatea de a dărui celuilalt fără să-i scoată ochii. Pentru că, de fapt, asta este milostivire. Noi căutăm să dăm definiții și teorii ale acestor lucruri, dar părinții bisericii ne învață de fiecare dată că milostivirea înseamnă a intra în jocul de mila lui Dumnezeu pentru aproapele tău, a nu-l judeca și a-i dărui după putință cele necesare supraviețuirii sale și trecerii sale într-o stare mai bună. Ei, în situația aceasta a bogatului milostiv, ne aflăm cam toți în viață, pentru că suntem neatenți la multele milostenii pe care Dumnezeu le face cu noi și privim așa de sus, cu aroganță, cu orgoliu, cu răutate uneori, la oamenii ceilalți care nu s-au putut împlini în toate. Nu. Biserica nu e un spațiu al frustrărilor, ci este un spațiu în care oamenii neîmpliniți pot veni să găsească energia și dinamica necesară împlinirilor ca oameni. Vreau să vă rog frumos să încercați, începând din duminica aceasta, să vă adunați pentru ca în 15 noiembrie, când ne pornim postirea, să fiți gata, să fiți împliniți porunca cea binecuvântată a milostivirii. Până la urmă, a posti înseamnă a da celuilalt ceea ce ție îți prisosește prin post. Mâine este o nouă zi.